Apropo de Republica Moldova, că acolo rămăsesem, Putin a dat un decret ieri prin care se simplifică acordarea cetățeniei ruse și pentru populația Moldovei. Deci, practic, pentru Moldova, Belarus și Kazahstan, ăștia pot obține cetățenia rusă fără să aibă rezidența în Rusia, doar pe baza unei simple solicitări. Practic, propunerea sau intenția este ca cetățenii moldoveni să chiar să participe alegerile prezidențiale de anul viitor fără probleme, chiar dacă nu sunt așa, dacă își manifestă intenția de a fi cetățeni ruși. Deci care-i jocul aici? Cetățenii moldoveni săraci de ei să zbat să ajungă să muncească până Occident. Ue. Deocamdată. Nu, unii au dintre ei, sau mulți dintre ei lucrează și la Moscova. Deci eu când mi-am construit casa am avut niște basarabeni și cu mari pretenții. Pentru că la Moscova sunt plătiți foarte bine. Chiar în condițiile destul de aspre ale Moscovei, în construcții sunt buni. Se câștigă bine. Faptul că pentru noi un an astral, noi nu realizăm că și în Basarabia, așa îmi place să-i zic, sunt alegeri. Adică România ar trebui să fie mult mai implicată acolo. Chiar scrisesem pentru un ziar din Elveția o analiză zilele trecute despre situația dramatică a statului de drept, pentru că IQ-ul comunitar e mai jos decât în Ucraina. Am analizat acolo toate datele problemei. Primul ministru s-a rățuit la niște judecători de la Curtea de Apel pentru că au dat sentința că Șorul nu trebuia scos în afara legii și chestii din astea. Deci micțiunile sunt grave acolo. Faptul că se zice că e un partid finanțat de Moscova, dar cine ne oprește un partid finanțat de București? Sau PSD-ul, PNL-ul să-și facă niște filiale acolo? Acum chiar este ultimul lătrat de veveriță pentru Basarabia. Dacă tot încep scrisorile de aderare, capitolele alea, noi am avut 33 de capitole în 2000-2004, de ce să nu ajutăm cu experți? Adică ăsta e momentul, dar București nu face nimic pentru asta. Sigur, sunt de acord cu ce zice Mirel, că nu ne trebuie milionul de ruși în Parlament, că noi avem legea minorităților. Dar dreptul istoric ne spune că trebuie să ne luptăm pentru Basarabia. Băi, frate, ăștia un milion de ruși în România, care devine un milion de ruși, cetățeni români, da? Care să se vaieta la Putin că sunt prostratați. Și Putin vine să-i salveze. Și atunci nu mai râde. Știi? Și atunci cum râd români de ucraineni, să râdă bulgarii de noi și să se bucure că au venit rușii peste noi. Adică, și ce soluție? Și nu asta ar fi cea mai mare dramă. Ați întrebat ce soluție ar putea să aibă statul român în cazul în care, Doamne ferește, ia Ucraina. Simplu, soluția regelui Ferdinand. A avut 5 guverne pregătite când nu știa cum se termină primul război mondial. Unul filo-german, unul filo-rus și așa mai departe. Deci asta trebuie să facă statul român. Să aibă versatilitate și să se descurce în orice situație. Cine ar fi prim-ministru în caz că Rusia câștigă tot? Șoșoacă. Iana Șoșoacă? Păi, Șoșoacă, Simion, dăște. Cine? Deci statul român ar trebui să pregătească și varianta asta? Că Diana Șoșoacă chiar a declarat, dacă nu mă înșel, că dacă nu era ea care să mai țină relațiile cu Rusia, a recunoscut practic. Dacă să controlezi minoritatea rusă, o chem la guvernare. Cum am controlat minoritatea maghiară, pe Vereștoi l-am întrebat la un moment dat, voi cu cine țineți? Cu Budapesta? Dumnezeu să-l odinească. Sau cu Bucureștiul? Ținem cu capitala care ne dă mai mult. Bucureștiul dă mai mult pentru UDMR și așa mai departe. Și politica noastră este foarte bună pentru minorități și așa anihilăm, o punem la guvernare. Deci, Diana Șoșoacă, prim-ministru, în caz că Rusia câștigă tot, zice așa, dacă s-au menținut relații cu Federația Rusă, mi s-a datorat mie în totalitate. Bă, acum, ce declară femeia asta? Atenție foarte mare, nici măcar eu nu mai pot să salvez deci situația. Să nu vă prind la mine la ușă. Pentru că poporul român nu are reacție, pentru că poporul român este manipulat și comod. Celelalte popoare se bat la propriu. Păi mă, ia, nu cred că vreodată, și cu asta, da? Mai ales după cum a decurs războiul din Ucraina, rușii nu ne vor ataca. Încă mai avem statut de țară și oamenii care au menținut relații diplomatice cu Rusia. Am putea să fim atacați doar în condițiile în care atacăm. De aceea Ucraina, la instigarea politicienilor de peste ocean, a încercat să instige, mă rog, Rusia a aruncat cu bombe în România. Dar, eu cu Șoșoacă aș merge. Dar cu Sifon.
Domnule, are niște declarații. Domnule, e mișto personaj. Bă, de ce, mă, eu înțeleg. A găsit, e, o, a găsit o nișă. Da, mă. E o nișă. Da. Băi, a găsit o nișă. În politică, în momentul, da, în care ai, ești la început, e vorba mă chestia. Da, trebuie să-ți găsești niște tâmpiți. Da. Și a găsit. L-a făcut pe Papa cu o și coțet. Acum am ascultat în mașină. Muci l-a făcut. Da, băi, dar stai așa că nu l-a primit. Că nu apare nimic pe site-ul Vaticanului. Nu... Să întreabă. Poți audiență privată. Prietene, stai un pic, stai așa, nu, că eu nu mă pricep. Stai că au întrebat, niște jurnaliști, au întrebat. Lasă-i, dracu, doamne, nu, mă, nu le-a răspuns nimeni. Au întrebat la nunțiat, nu m-au, da, bă. Da, înțelegi, da. Au făcut hârtie oficială la nunțiatură, da, să le răspundă dacă a fost sau nu. N-au dat încă niciun răspuns. Eu spuneam ce au făcut ăștia. Dacă a fost cine, iartă. Bă, da, Șoșoacă, bă, a făcut o declarație genială. E o fotografie cu papa ăla. Eu cum? Ce? Nu știu, n-am văzut. Este, pe noi n-am văzut. Bă, da, a făcut o declarație. Declarație genială, a spus că dacă ar vorbi ea, da, ar cădea Uniunea Europeană și mare parte din NATO. Bă, ce să înțelegi de la femeia asta? Ce să... Ce femeia dinamită, are o este nișă politica extraordinară. TikTok. Bă, noi nu înțelegem, e o lume nebună în care suntem și noi observatorii ei. Înțeleg? Este politica TikTok. Deci politica viitorului este politica de tip TikTok. Da. Nu contează ce spui câtă vreme o rostești în formule din astea de tip Șoșoacă, da? Cu nerv, cu urlând, țipând, filmându-te. Păi am așteptat, era în mașină vreo 10 minute, am așteptat, încă nu ne-am adunat 1000 și ceva. Și zice, păi, haideți, dați pe rețele, da, dați, da, să fim 1000 și ceva. Acum vă zic ceva foarte important. Politica TikTok. Deci, senatoarea Diana Șoșoacă susține că în scandalul în care este implicată cu echipa de jurnaliști de la Rai 1, a fost un scandal. Da. A fost declanșat pentru că deține informații care ar putea distruge o parte din Uniunea Europeană și o parte din NATO. Bă, cât de prost să fiți totuși, să te uiți în gură. Dar nu, dar voi vă dați seama că omul ăsta este omul orchestră? Nu are consilieri în jurul ei, să zici că, domne, are odita mai echipă. Niște băieți echipă care au început cam cum merge treaba pentru nișa pe care o vizează. Hai, că i-am văzut. Sunt să filmează cu el. Aici ai în imagine cu ambasadorul Rusiei, Valeri Cuzin. Nu-i tobă, sărac. Voi uitați-vă puțin. S-a întâlnit și-a întreținut relații. Voi vă uitați puțin la ce limbă română să era să vorbe, ba chiar și să vorbește, dacă ne uităm la clipurile astea de tip shorts de pe Săi, ce e aia, tu tip shorts? Nu știu. Astea, mă, de 10 secunde, de 30 secunde, așa, de ce? YouTube shorts, da, de astea scurte, înțelegi? Da, astea sunt promovate mult. Da, deci, în primul rând, tosuiul de agramați, tosuiul de... Chiar credeți că ăia sunt niște oameni care credeți că se vor uita la după altfel de politicieni decât după politicieni? Corect, de corect, corect, nu se uită după filozof. Există un 10% cel puțin electorat, 20% chiar în România. Atinge, da? Niște povești care îi afectează pe foarte mulți. Uite, zice, dom'le, eu mă rog să vină Trump la putere. Este un om care s-a ocupat de economia supraș, de nivelul de trai al americanilor. Asta ne trebuie și nouă, un președinte, un guvern și un parlament care să se ocupe de un nivel de trai ridicat al poporului. Da, mă. Suntem cea mai bogată țară din Europa ca resurse. N-ai cum. Atinge niște chestii. Da, bineînțeles. Bună, dacă ar fi o mișcare bună a lui Șoșoacă, de ce e singură? De ce n-are emul? De ce n-are discipoli? Păi ia la fața, Simion. Are discipoli. Nu, Simion, după cum vedeți, după întâlnirea cu Georgia Meloni și după mersul la papă și nu știu ce, Simion se duce ușor spre politica de tip mainstream. Nu e încă acolo, dar ușor vrea să se onorabilizeze. Bă, vrea să se onorabilizeze, adică să fie băgat în seamă, să intre în clubul suveranist. Și a lăsat o nișă, asta mai zurlie, liberă. Pe care duc Andrei Șoșoacă? Eu sunt convins că după Șoșoacă vine unul mai Șoșoacă. Adică, la un dat Șoșoacă va obosi, că ăsta e fenomenul. Va deveni moderată. Va deveni moderată, exact, înțelegi? Ca la Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen și după aceea pe Fisa, înțelegi? Da. Ușor. Eu tocit dinților. Apare unul mai zărghit. Și întotdeauna e loc și dă mai, și dă mai zărghiți, ca să zicem așa. Nu uitați că eram jurnaliști tineri când mergeam, nu eram de acord cu Vadim Tudor și nu votam cu Vadim Tudor, dar fugeam în sală să-l ascultăm. Era un spectacol. Spectacol, mă, ce vorbim? Da, mă, dar avea carte. Bă, nici o șoacă, iartă-mă, nu mi se pare că este una care... Bă, mă, las. Bă, ascultă-mă ce spun. În primul rând că vorbește o limbă română corect. O vorbește corect. Fără dezacordul gramatical. Da, mă, dar de aici până la om cult e care lungă. Am mai citit
ceva, înțelegi? Are o... Provine într-o familie... Provine într-o familie în care sigur a avut biblioteca acasă și sigur a pus o bibliotecă. Da, maică sau un doctor, păi, serios. Un... Da, are o meserie, adică și-a făcut o facultate, nu e adunată de pe stradă, da? Adică dacă o pui pe Șoșoacă, asta nu-i fac un laudat, să ne înțelegem. Dar dacă o pui lângă niște ciumeți din Parlamentul României, pe care am văzut eu cât am stat 4 ani în Parlament, conducând comisii chiar, fiind și așa mai departe, păi asta iartă-mă, este steaua nordului în comparație cu... Nu uitați că toți ne-am bucurat când l-a făcut demirul pământului pe Zelenski. Adică cel puțin jumătate dintre români s-au considerat răzbunați. A fost destul de rezervată, să știi, la momentul ăla. Că a strigat după el așa câteva chestii. Adică nu și-a pus poalele în cap, că putea să-i strige. Bă, cu tare, nu știu ce să-l facă ca mă pe Simion. Curvă, tactu-i la... Exact, da. Putea să ajungă la chestii destul. Hop, da. hop. Ne iertați. Reformulăm, da. O reformulăm. Da. Tot ea a zis că după Zelenski nu l-a mai băgat, după ce l-a atacat ea, nimeni nu l-a mai băgat în seamă pe Zelenski. E clar, a dat semnal. I-a rupt karma, mă. I-a rupt energiile. Și-a dat semnal la nivel global. La nenorocit pe Zelenski. La nenorocit pe Bietu Zelenski. Iar oricum, lumină. Diana Șoșoacă n-are cum să fie ignorată. Deci are un public al ei, se vede pe online, sunt foarte agresivi oamenii. Păi, în lipsă de altceva. Numai că partidul stă slab. N-aș face între ce s-a întâmplat la Satu Mare și Diana Șoșoacă, dar e vorba de... Și sigur că propaganda încerca să exploateze acest caz, de parcă simpatizanții PSD sau PNL nu pot să facă nenorociri de-astea. Dar ăia doi care și-au maltratat copilul, adică un caz mizerabil, îngrozitor, din Satu Mare, știți povestea? Nu. Sunt doi care și-au declarat simpatia pentru AUR și public, în mai multe rânduri, dar care au fost, sunt în arest preventiv acum, pentru că și-au maltratat copilul de 2 ani în niște maniere. De 2 ani? Banda adezivă pe gură. Cu tot. Ce-au făcut? Au bătut în ultimul an, bătut că nu-l doreau. Da, sunt niște demenți. De acum asta nu cred că afilierea lor politică sau simpatiile lor politice... S-a exploatat. E, bineînțeles, pe asta este, știi. Dar dacă descoperim în trecutul lor că înainte au votat cu PNL-ul și acum 10 ani cu PSD-ul. Nu, uite ce zice Bolojan. Asta ar însemna aur pentru România. Spune nu, a scris Ilie Bolojan. După acest caz... Bine, nici nu poți descrie. Asta a scris Bolojan? Da. A greșit. Lovindu-l cu palmele, l-au lovit cu palmele, cu pumnii, cu papucii, cu un cablu de prelungitor, cu bățul, mă rog, nici nu vreau să mai... Hai mă, da. Da, nu, ferească Dumnezeu. Și sunt arestați nenorociții, da? Excepțional. Da. Să nu mai iasă. I-au dat mandat de 30 de zile altui nenorocit, unul care a omorât un cățel nevinovat în Gara de Nord. Are mandat pe 30 de zile. Da, excepțional. Foarte bine. Bine că se întâmplă așa ceva. Ia uite, mă, ce copil, mă. Uite ce finețe de copilaș. Da, ok. Le vedem doar noi aici. Pe... Da, da, nu le mai dați, că e... O, ceva înfiorător. Nu, eu nu pot să mă uit la așa ceva, dar... Mă rog, e clar exploatarea politică a acestui eveniment și nu cred că simpatizanții AUR sunt toți... Mă, da, ei se filmau în timp ce își băteau copilul? Da, în fine, hai, treci la subiectul următor. Dumnezeu știe, nici n-am intrat în dedesubturi de genul ăsta. O altă poveste interesantă, când mai avem timp, da. Victor Orban, declarație, viitorul aparține ungurilor și turcilor. Și atât. Bă, iartă-mă, foarte interesantă la nivel de simbolistică, am putea spune, această întâlnire dintre Erdogan și Orban. Orban îi face cadou lui Erdogan un armăsar pur sânge, frumos, cal, minunat, înțelegi? Și Erdogan vine și aduce un automobil electric lui Orban. Da? Adică, interesant, da? În plus de asta, iartă-mă, eu cred că Orban joacă al naibii de bine, poate cel mai bine din această parte de... Pentru ungurii, păi eu, de exemplu, am scris în 2019 un editorial spre o confederație română-maghiară. Și am primit o scrisoare de la el, de la Orban, că păi, interesantă idee și așa mai departe. Eu am plecat de la premiza că printr-o confederație română-maghiară s-ar singe... Când? În 2019. S-ar singe visul pentru Ardeal și așa mai departe și că trebuie să ne regrupăm forțele. După aia m-au chemat la Balvania și la întâlnirea lor să susțin, să detaliez față de experții lor cum văd eu relațiile astea și în subsidiar, ce nu le-am spus, era visul reginei Maria de a face un Commonwealth în zona asta.
Cer scuze, dar după ce România a intrat în Budapesta, au venit, au fost solicitări oficială a unora dintre liderii maghiari ca România și Ungaria să facă o federație. După ce au rămas fără... Păi, i s-a cerut lui Ferdinand atunci să se declare. Și la Parlamentul Bulgar și Parlamentul de la Budapest s-a cerut lui Ferdinand. Divergențelor, mie nu mi se pare un proiect care ar trebui să moară ăsta. Ar trebui să fie un proiect pe masa discuțiilor. Dar revenind la ce face acum, ce fac Erdogan cu Orban sau la declarațiile lui Orban, Orban zice... A declarat cumva că deși Ungria au pierdut secolul anterior, acum planul este a câștiga secolul 21. Nu știu ce înseamnă asta pentru România. Iartă-mă, stai puțin. E interesant ce a spus Marius, fără discuție, dar vreau să vă spun ceva. Spun din nou ce am zis mai devreme. Deci România și americanii, în momentul de față, da, prin întărirea bazelor NATO din România, deci prin această investiție, importanța bazelor NATO din Turcia scade. Dar numai atât, dar jucută. Ăsta este momentul în care Erdogan a contraatacat, mergând către Orban al Ungariei, vezi? Pentru că face un pod, să spunem așa, între Turcia și Ungaria, da? Tocmai ca să arate că are și el. Le arată americanilor, stați-vă că am și eu unul în această deci parte de lume. Deci dacă am vrea să servim bine care... America, da, am face noi Commonwealth ăsta aici. Dar ne trebuie un lider capabil să adune toate energiile. Dacă îi zici lui Ciolacu de Vucic, îi se pare câh. Dacă îi zici de premierul Bulgariei, îi se pare câh. Adică te uiți în Grecia. Mai discutat în emisiunea asta. În Grecia este ceva, se uită ca la Dumnezei la noi, grecii, politicienii greci. Lor li se pare excepțională Bucureștiul și așa mai departe. Și în cifre stăm cel mai bine din toți Balcanii. Ne trebuie niște lideri vizionali să punem americanilor pe masă un proiect de Commonwealth aici și atunci ar fi win-win. S-a rezolvat. Revenind la... Mi-e place că Ghilezan le tranșează scurt. Mă, nouă șprițul ne lipsește, mă, la emisiunile astea. Bă, dar băutură la... La anul promit. Promit că nu măcar bine, dar bine aici îndulcită cu... Și uite, facem și desene din pahare, cu chifle, din d-astea. Facem, pe tot mi-ați zis să aducă... Bă, stai un pic. Dacă Ungurii câștigă viitorul, unde vor fi românii? Că nu-mi sună bine declarațiile lui Orban. Noi trăim niște vremuri excepționale din perspectiva realinierilor geopolitice. Niciodată, aș putea spune, cred că în ultima sută de ani, cât e de la al doilea război mondial, nu e încă 100 de ani, da? N-am avut asemenea mutări, permutări. Cred că de la Ceaușescu. După al doilea război mondial, deci în chestia asta, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Pentru că acum se retrasează niște zone de influență, se întâmplă, deci toți pașii ăștia pe care trebuie să ne uităm la marile imperii. De altă dată, dacă vrei, da, sau și de acum, da, la americani, la turci, la ruși, da, la chinezi, la ăștia în momentul de față rescriu, redesenează harta lumii. Da? Unde suntem noi? Ne-am lipit de americani, suntem acolo. E în regulă. Alții, precum maghiarii, joacă pe mai multe planuri. Nu știm încă, mă rog, care e varianta câștigătoare. S-ar putea ca pentru noi varianta asta de a rămâne exclusiv cu americanii și să nu ne băgăm nici în partea cu chinezii, nici în partea cu turcii, deși avem cu Turcia avem niște schimburi comerciale fabuloase, să ne înțelegem, da? Da, totuși suntem rezervați, mai ales că politica americană față de Ankara, în momentul de față, e la rândul ei destul de rezervată. Cu toate astea, uite, Orban al Ungariei joacă și cu chinezii pe care îi cheamă să investească în Ungaria, joacă și cu NATO, că aia e, joacă și cu Uniunea Europeană, joacă și cu rușii care are nevoie de petrol, de gaze de la ruși. Deci s-ar putea în dar totuși cifrele arată prost. Lui, varianta câștigătoare. Arată prost. Acum arată prost la cifrele Ungaria. Și am depășit pe salariu mediu, am depășit în toamna asta Ungaria. Eu vă spun ca om care călătorește des prin Ungaria, că față de ani în care da, Ungaria părea strălucitoare, shiny, n-au căzut mai departe, se simte un pic de praf. S-a adunat un pic de praf și România pare să stea mai bine pe anumite zone decât Ungaria. Arată cifrele. Totuși, în afară de câteva orașe, ungurii n-au mare lucru decât o ambiție și o hărnicie și o solidaritate pe care noi nu le avem. Cum am putea să-i atragem pe ungurii într-un Commonwealth? Care ei ar fi dispuși. Păi dacă mi-au răspuns Orban la idee... Vă spun cum am rezolvat probleme și cum ne-am iubit toți din jur. Dezvoltând
tehnologii superioare celor de tip nuclear. România ar putea fi foarte iubită în acel moment, ca să nu zic temută. Respectată. Cred că ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult pe niște. Guvernul are o previziune de 350 de miliarde PIB anul acesta. Un economist de la Banca Națională a scăpat o idee foarte bună. În contextul în care, față de economiile emergente din zonă, care sunt în stagnare, în cazul unei creșteri de PIB de 10-15%, capacitatea de atracție investițională în zonă ar fi fantastică. Dar ne trebuie niște economiști care să facă o proiecție de 2030, nu din aia pe 2050 să mergem 6500 de kilometri. Cine mai trăiește până atunci? Mirel Curea, că el e matusalemic. O să meargă cu mașina 6500 de kilometri pe an. 20 de kilometri pe zi. Deci la anul facem emisiunea asta cu Kellner. Bă, da, cu, da, nu, și cu avem băutură. N-avem voi. Nu, cu șpriț. Da, Kellner, așa, da. La modul așa. Nu mă lasă, turnăm noi pe rând, că românilor așa le place să toarne pe rând. Mulțumesc foarte mult pentru prezență în cadrul emisiunii. Și noi. Un an minunat vă doresc. A, nu ne mai vedem anul ăsta? Anul ăsta? Nu. Este ultima a noastră întâlnire în acest an. De la anul lucrurile o să fie foarte interesante, spectaculoase. Și la vară cald. Și nu prea pentru unii, dar pentru alții, da. Oricum, un an în foarte multă mișcare cu, cum spunea Robert, mize uriașe. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Ne revedem mâine de la ora 21, o altă ediție super, super tare. Rămâneți cu noi, numai bine! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.